Să știi că mi s-a părut foarte amuzantă replica de... Am auzit-o din spate, chiar semăn cu... Da, 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 semeni, da, semeni. Gen... Și la față, și la vorbă, și la port. Păi, da. Și prima dată când am cunoscut, când am fost la Emol, acum foarte mulți, acum foarte mulți ani, chiar ne întovărășisem puțin pe acolo prin backstage, știi, eu și cu el și... Stai un pic, avem o situație cu Denisa, care se bâție, nu știu, e nerăbdătoare. Știi că eu o să mă dau jos de pe asta de și tot așa voi face. Ea a vrut mereu să stea tot timpul în emisiune. Lasă-o să stea, ce-ai cu fata? Că am o rochie cu fermoar la spate, dar nu o port, că stau doar în față. Vrem să intri în cartea recordurilor. A, da, așa. Pentru? Prostie? Nu, pentru bățeală. Pentru bățeală. Record la bățeală. În direct. Așa. Antonio. Da. Ce ziceai? De George? Da, că ne-am întrebat prima dată la umor, da. Zine de tine. Am aflat și eu de curând că înălțimea, m-am gândit, știi, că era o situație așa pentru el în care, na, în școală putea să fie victima bullying-ului din cauza înălțimii, cum și eu am fost, din același motiv la un moment dat. Dar am înțeles și că există probleme peste care tu treci greu de sănătate. Asta pe mine m-a surprins. Îți dai seama că având rocea pe care o am, e cam greu anumite organe să ducă treaba pentru dita mai corpă, știi? Și mereu ești mai ai nevoie de câteodată de o intervenție artificială, ceva în plus acolo, să mai adaugi un mecanism care adică, să... Adică ce? S-a întâmplat vreodată să ai nevoie de vreo intervenție? A, da, păi în momentul de față am câteva tuburi artificiale care duc la inimă, câteva coaste care sunt din titaniu. Ouleu! Adică cam toată structura de aici din față este practic indestructibilă. Ești un fel de Robocap, așa? Ceva de genul. Mamă, Robocap altoit pe... Și a avut și o operație 17 ani de 12 ore pe inimă. Cam de acolo am tijele și tuburile, gen. Mă. Prima dată îmi făceam griji că mă gândeam, gen, mamă, trebuie să mă întorc în țară, că gen operația în sine și asta n-am putut să le fac în țară, că... Da. Nu că nu vroiam eu, am încercat, doar că am fost refuzat la cam toate spitalele și la toți doctorii. Din cauza complexității. Și am făcut-o în altă țară, am făcut-o în Spania și după când să mă întorc în Spania, mă gândeam, păi, dar la aeroport, la asta, nu o să am probleme, că am atâta fier în mine, acum, toate tijele alea, șuruburi, chestii, o să bipăie aparatele, nu? Da. Culmea, până acum n-am avut niciodată problema asta, știi? Și chiar foarte mulți ani umblam cu documentele medicale la mine, ca în caz de ceva să pot să le scot, să zic, boss, nu am chestii ascunse, arme, treburi, droguri sau mai știu ce gen, sunt doar eu. Mm-hmm. Da, e dificil. Să știi că îți urmăresc TikTok-urile. Apreciez și învăț de la tine foarte multe ori. Ai cărți la tine? Tot timpul. Unde sunt cărțile tale? Buzunar. Dă-mi și mie un pic să vreau să... n-am vorbit cu el înainte, dar vreau să îți arăt ce am învățat să fac de la tine. Nu știu cum ai întrebat mai devreme. Da, da, faci pe aici că pare ce magie am învățat de la... Aoleu, dar sunt cărți... Sandule, stai să vină Sandu. Sunt cărți... Că se poate de normale. Hai să vină Sandu. Ca la... Când a venit Sandu până la mine, atunci o să pot să vă arăt. Da, nu știu dacă ai văzut că tot ai venit, că tot ai adus vorba de ultimele mele clipuri și de asta, gen. Nu știu dacă ai văzut că am făcut un nou challenge de curând în care mergeam pe stradă cu o pancardă pe care scria cine poate să bată palma cu mine, primește 50 de lei și gen practic ținea mâna în felul ăsta, gen. Și cine bătea palma cu mine? S-a putut cineva? Da, să știi că am pierdut ceva bani ziua. Lasă că mai văzut una cu bani. A făcut un slam dunk, nu? Am mai făcut eu niște bani din Botswana. Și da, s-a dus la o domnișoară și a zis, pot să-ți arăt da. Bancnota. Bancnota. A, nu cred. Vai. Dar sunt convins că n-a fost reală, dar totuși, ca să-ți dea bancnota o palmă, din... domnișoara, a făcut un salt. Botswana. Extraordinar. Hai să pară. Da, aia, într-adevăr, a fost... Ne-am pregătit noi puțin înainte, că ne-am gândit că nu puteam să o facem așa, gen, era urât față, da, dar în schimb am făcut una cu niște jandarmi. Așa? Și aia n-a fost nimic vorbit înainte, direct m-am dus la ei și ne-am zis, hei, pot să vă pun o întrebare? Sigur, știi, erau oamenii așa confuși, mă, și vedea pe mine dita mai mult și tot și... pot să vă arăt, nu știu ce, a rămas așa toți blocați drept și zic, bă, stai, ăsta, raznaci, what the fuck, știi, și după care zic, păi, uitați ce mișto este, știi, bă, au exploatat răstați în momentul ăla. Am 10 la mine. Și chestia era că am făcut-o în Cluj. La clipul ăla mi-a comentat o grămadă, că zice, a, încearcă, vino și încearcă în Craiova, treaba asta cu jandarmii, să vedem dacă ți iese la fel, gen. Ți-o iei pe cocoașe. Să fim cu Paula. Uite, are Antonius cărțile mele. Eu am luat de la el trucul ăsta, l-am văzut. Sper să nu am făcut în viața mea, jur, doar l-am văzut. Acum da? Sunt și eu curios să fiu bun, sincer. Da? Deci, am niște cărți. Da. Cărți normal, le-ai văzut. Da? Ți-ai arăt și ție încoat. Bun. Deci, noi am chemat un magician în platou ca să-i arăt Să vadă dacă mi-e. Asta chiar dacă mi-e. Asta chiar pentru mine. Ia o carte de aici. Ia ce vrei tu. Gata, mai am luat. Paf, a luat o carte. E bine până aici, nu? Da, eu cred că da. Păi nu știu ce vrei să faci, că eu am postat atâtea chestii cu magie, că nici eu nu mai știu. Așa. Am tras colchi, să mă asigur. Gata, am luat. Bun. Și acum ce trebuie? Uite, pune-o deasupra. Așa. Eu n-am văzut. Aoleu, v-ați uitat la ea? Știi ce? Da, 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 știm. Da, da, da. I-ați arătat-o Sandului? Da, nu i-am arătat-o Sandului.
Sandule, uite. S-o faci să înțelegi. La fel, ieri, la fel mi-e și așa. Deci nu m-am uitat, da? Da. Nu, e perfect. Am fost cu ochii pe tine. Da? Bun, nu m-am uitat. Ca să nu zici că mă uit. Uite, așa. Facem paf. Bun. Da? Da. Bun. Da? Da. Am făcut. Și acum să încă care este cartea ta. Da. Și eu zic, cartea ta paf, poate să fie, uite aici, ai o carte însemnată. Da, asta da, da, nu e, de... asta nu e, asta nu e. Mamă, deci dacă nimeresc cartea, o să mă simt extraordinar. Dar e undeva departe în pachet. Faci des asta cu cărțile semnate. Unde e, frate, în pachet? Deci nu, s-a dus departe în pachet. Trebuie să simți cartea. Deci trebuie să simți cartea așa. Exact. Cartea este, o simt. Acum asta e, sigur, sigur, următoarea este asta. Dă-te, dracu. Ce l-a făcut? Ține-s-o, ține-s-o. Băi, domnul... Și 50 de lei. Și 50... Iau și 50 de lei cu ocazia asta. Ia. Cum? Bine, Andreas! Mamă! Ce? Ți-a luat am și șmecheria, ți-a și bani. Din păcate n-am 50 de lei, dați-mi dau pas. Ai luat, ai luat-o... Rămâne între noi. Asta e vreo 3,50 lei, de câte știu eu, da? Cam așa, undeva, 3,20 lei. M-am făcut, am învățat și o magie de la el. Și a făcut-o chiar foarte bine. Trucuri. Dar vezi, fii atent cum faci trucul ăsta. Tu ai niște trucuri la tine acum? Eu întotdeauna. Da? Bine, eu ca profanul l-am întrebat. Să nu ți le fure. Auzi, am întrebat, zic, vii, da, faci și șmecherii? Cu cărțile, deci șmecherii cu cărțile. Îmi cer scuze pentru felul în care da, vorbești despre meseria ta. Nu-ți face greșe. Cum faci tu? Vine la spectacol. Faci șmecherii de-alea cu replici, cu astea, pe scenă? Ca și cum, da, faci tu niște golănii de-alea cu poezii, cu alea. Dai și tu o dumă pe scenă acolo, da. Ceva râde în sală sau nu? Dai și tu o dumă? Am încercat aia cu hârtie igienică, o scot și să iasă porumbelul din ea. Dar n-a ieșit niciun porumbel. Acolo e mai dificil cu porumbelul în special, gen, crede-mă că e foarte greu să lucrezi cu animalele. Tu crești porumbel? Dar ce animal? Porumbei? E păsărică? Da, mă rog, e o ființă. Categoria animalelor, dacă lăsă acum scrie. Acum arată-i tu ceva. Eu? Arată-și tu ceva. Denisa ne-a arătat ceva. Nu pot, că suntem la televizor. Denisa eu mă pregăteam. Nu trebuie triunghi de la galben în colț sau... Mi-era înainte, stai că mă duc într-un colț să-i arăt. Chiar și el ne-a arătat. Acum tu? Adevărat. Adevărat, Andreas. Ce face? Îi arăt și eu ce pot. Ce trucuri știi? Paula. Da, mai bine vă arăt o chestie interesantă. Vreau să vă arăt o chestie foarte faină. În mod normal vin cu ceva simplu, drăguț, simpatic, așa să ne simțim bine. Da. Doar și nici nu vreau să complic lucrurile, nici nu vreau să-i tristez pe oamenii de acasă sau să-i sperii sau să-i parichez în vreun fel anume. Dar în seara asta vreau să facem ceva puțin mai diferit. Okay. O să facem un fel de ruletă rusească și pentru această ruletă o să folosim această ancoră de pescuit. Îți place să pescuiești, Andreas? Îmi place, dar nu prea pescuiesc. Da. Și mie la fel. Dar dacă nu poți să mergi cu asta, că te vede peștele. Stai, lasă așa. Adevărat și asta, dar... E o idee. Chestia care este? Da. Aici am patru oațe. Da. Trei dintre ele nu sunt legate de această ancoră. Una dintre ele este foarte bine și strâns legată de ancoră. Ok. Da. Voi veți alege trei dintre aceste ațe da. Pe care le veți apuca okay. și veți trage cât puteți de tare. Așa. Partea periculoasă la acest număr de magie însă și partea pe care vreau să o și subliniez pentru cei de acasă să nu încerce treaba asta este faptul că eu voi ține această ancoră în gură. Aoleo, nu pot! Nu pot, eu trag prima. Nu pot, nu pot, lasă-mă pe mine! Nu râde cu anghiți. Nu râde cu anghiți. Te rog, eu stai, stau. Mai am o ancoră. M-ați folosit pe cealaltă. Așa, scuze. Scuze, scuze. Ai înghițit vreo un an de cursul acestui exercițiu? Nu, niciodată. Așa. Gata, pasă. Nu, nu, nu. Nu, măi, Paula. Brusc? Nu. Doi. Am tras. O, Doamne, ferește, ce emoție am avut. Deci, trei, deci e ruleta rusească asta, că una e legată, trei nu sunt. Una da. Este legată la ancoră. Există riscul ca eu să trag. De fapt, e și ruleta pescărească. Da, dar poate îi trag cu mustață cu tot. Doamne. Mm-hmm. E... Pe care o simți mai... Hai să te încerc așa. Hai, trage repede ca pe un plasture. Ce-ai mă, zici că îi scot un dințișor de lapte? Poate iese un dințișor de lapte, cum ar fi? Nu pot să mă uit. Ia, unde un premolar. Doamne, am scăpat. Da. Aole. Acum. Da. Asta sau asta? 50-50. Pilula albastră sau pilula roșie? Deci cu una nu mai joacă în sezonul 2 de Wednesday, cu una poate mai apare. Și auzi, întreb și eu ca blondă. Și dacă trag de amândouă, mă înțeap în buze. Cred că îi tragi așa ca pe tine untru. Da. Exact. Deci una singură.
Hotărăște-te, băi, e ca firul albastru. Stai puțin, că e ca în filme, când e bomba. Uai, mi-e frică. Dacă... Uai, deci aici 50% șanse să trag de ancoră, de acul ăla de pescuit. Mamă! Stai puțin, nu trage, să nu-ți trăvească cămașa. Mi-e frică. Împătesc cămașa, stai frumos. Ia, vezi acum. Doi, trei. Eu cred că e cealaltă, cealaltă, spun eu. Nu cred. Da. Să trag de cealaltă? Nu, trag de asta. Trag de asta și gata. Vai de mine, vai de... Știi cum ai făcut, auzi? Cum am făcut? Cam la sârbul liceenii. Să trag de asta? Nu cred! Îți mulțumesc. Și promis de altfel, ultima este fix cea care este legată și de ancora noastră. Doamne ferește! Băi, și dacă nu era legată, îți dai seama ce dexteritate are cu limba? Ești însurat? Momentan nu, dar... Ai văzut de aia care nu adă codița la cireașă în gură, cu gura închisă? Aici am mutat fiecare nod de fiecare dată. Am văzut ce se face cu nodurile astea un pic, dar am mutat și nodul, îți dai seama ce face omul, ce șmecherie. Dacă vrei, uite, stai așa, stai. Cred că nu ai... Nu ai întrebat bine. Tale, uite, dacă vrei că, uite, nu ți-am dat traiectă să verifici ancora, să vezi că ea chiar este reală, chiar în seapă și da, este cât se poate de periculoasă. Nu ai întrebat bine dacă știe să facă șmecherii cu cărțile. Da. El știe să facă șmecherii cu limba. Da, păi chiar mă gândeam mai devreme, Paula, că zicei că ai fost la emisiunea unde erau mirese și chestia aceasta. Da. Bă, când faceți moindițe și pentru a găsi cineva pe măsura mea, a? Exact. Cine? Păi exact. Vin de atâta ori la atâta emisiune, niciodată n-a venit nimeni să zică, deci, bătării, dar tu... Ce vorbești? Păi niciodată n-ai venit cu nicio față. Tu care ești singurul bărbat din România care are voie cu două odată. Singurul, doar ca să... Pe măsura lui. Le iau în spate, spate, ce da. Adică, tu n-ai iubită? Nu. Doamnelor și domnilor, aici este emisiunea celor singuri. Dacă am făcut-o, doamnelor, adică pentru Paula deja am făcut reclamă, deja domnii sunt la coadă, se parfumează și pun costumele, dar Antonio este doar doamnelor. Talentat, că nu, bogat. Nu e și domnilor. E bogat. Nu pot să mă plâng. Da? Te mai duci în America, faci Wednesday, sezonul 2? Cu Wednesday, momentul de față, având în vedere că sunt niște greve pe acolo, foarte multe chestii care se întâmplă. Câțiva oameni din cast se pare că au făcut multe boacăne, unul dintre actori se pare că a fost prins molestând niște tineri sau ceva de genul ăsta. Aolo! S-a întâmplat foarte mult de aparent. S-a oprit. Nu e român, nu? Nu. Este unul dintre băieții americani care a venit, Percy. Păi la americani se întâmplă, la noi mai puțin. Ce înălțime ai? 2,20 m. 2,20 m. Dar tu te-ai gândit vreodată? Bă, uite, mă uit la un meci de basket. Așa. Cu echipe românești, că m-am uitat să știi că sunt foarte drăguț acolo. Și uitându-te să zici, ia să văd eu cum o cheamă pe fata asta blond. Și pac, 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 o cauți, că o găsești imediat. Și intri pe Instagram și scrii, Doamne Dumnezeule, ești visul meu de magician. Vreau să te fac, să fii fericită. Atât, să te fac mireasă, scuze, mireasă. Așa, te-ai gândit vreodată? Păi, dacă îmi scrie unul așa... Mi-au mai propus oameni idei de genul ăsta, dar nu cu echipe de basket. Aveam un tovarăș care la un moment dat, cred că dacă vedea asta o să facă pe elders, care la un moment dat îmi zicea, bă, Tony, dar tu de ce nu mergi, mă, să te duci undeva la un club de ăsta de handbaliste și aștepți afară până când termină de repetat și când iese, pur și simplu te uiți la una dintre ei și face, hey, wanna hand my balls? Nu e bine. E engleză, ce știi? Cred că de asta e singur. Hai să încercăm ceva asta română. Asta m-am uitat și eu la ce zic, bă, nu. Scriere ceva. Te-ai gândit să scrii? Să scriu... Să-i scrii pe Instagram unei fete ceva. Foarte timid așa. O handbalistă, o basketbalistă. Cam ce replică ar merge? Zine o replică pentru el. Să-i spună. Nu știu, dar nu penibilă, bună, căf, nu, fără prescurtări. Eu fix asta fac. Nu, niciun căf, nu, fără prescurtări. Deci bună, mi-a atras atenția profilul tău, mi se pare că ești foarte frumoasă. Oferă-i un compliment, dar nu o bombarda cu complimente, după aia o să spună că îi se... Așa mai direct, gen, hey, îmi pari foarte interesantă și îmi place coșul tău. Îmi place cum scrii, că ea... Îmi plac coșurile tale, mă, că ea bagă coșuri, că e... Îmi plac coșurile tale. Vrei să rămân împreună cu fata asta? Eu mă mir că te-ai însurat. Mă mir că te-ai însurat. Dacă replici de astea agățai tu... Dar nevastă rușca basket, mă. Dacă juca așa, îi zicea. Și încep să cred că nu ești scenarist. Ce vorbești? Tocmai eu tind să cred că chiar este, că replicile sunt bune, dar nu pentru ce îmi trebuie. Dar nu pentru ce îți trebuie ție. Replici foarte bune, să rămâi singur. Trebuie să îi arăți că apreciezi inteligența ei, că ea știe că e frumoasă. Dar că inteligentă nu-i spun mulți. Și e sătulă de astea, de frumusețe. Bă, îmi plac postările tale, ești super inteligentă. Mi-ar plăcea să mai schimbăm o vorbă, două la o cafea. O să-i scriu ceva de genul, îmi place
poza cu munți și cu text. Îmi place poza cu țoanțele. Aoleo, Doamne, iartă-mă. Ce dracu să-i spui? Aoleo. Îmi place poza cu munții, cu muntele lui Venus. Ce poză. Ce tare, adică mă simțeam cumva, știi, pentru gluma mea cu handball, gen, acum nu mă mai simt tot niciodată. Mulțumim, Antonio, du-te acasă că te compromite definitiv, Paul. Adevărat, aici vin direct pe corupt. Vă rog frumos, duceți-vă de aici, pauză. Mă duc acasă, ce mă treabă mai cum merge. Pentru că Paula îi distruge viitorul, cariera și dragostea. I-am spus ce să nu scrie, nu de astea când plouă. Frumos! Dacă vă zic să vă ceți în publicitate, ce glumesc?